bună, dragi doamne, domnișoare, pentru astăzi voi pregăti o rețetă italiană, dar eu o prezint în română. Voi face vânătă umplută și salată de vinete cu maioneză. Deja vinetele le-am copt pentru salată și vom pregăti vânătă umplută. Avem nevoie de o vânătă, o ceapă, două felii de pâine, un ou, usturoi, mozzarella și un pic de grana padano, formaggio, oregano, puțin piper și sare după gust. Am tăiat vânăta pe din două, vom scoate miezul din vânătă. Îl vom tăia bucățele, bulețe. Îl vom pune împreună cu ceapa tocată, le vom pune în tigaie și le vom căli. Și când sunt aproape călite, vom pune două felii de pâine, tot așa vom scoate miezul de pâine. Îl vom mărunți și le vom pune împreună. Deja am pus ceapa la călit. Uitați. Lăsați un pic să calească. Vom pune peste, am pus un pic de ulei, nu mult. E ceapa călită. Vom pune vânăta. Miezul de la vânătă. Și le vom căli împreună. 5 minute le lăsăm. După care punem miezul de pâine. Usturoi, avem și usturoi. Și un ou, dar să fie nu pe foc. Dăm tigaia de pe foc, lăsăm un pic și după aia punem un ou. Și l-amestecăm bine, punem sare, piper și oregano. Deja le-am călit pe toate împreună, uitați. Le-am pus pe toate împreună. Aici. Vinetele deja au fost date la cuptor, puțin, să se moaie. Acum le vom umple. Vom pune și câteva feliuțe de roșioare deasupra. Grana padano și mozzarella și le dăm la cuptor. De o bunătate! Vă rugăm să încercați! Că nu veți regreta! Vom pune ceva roșioare deasupra, periuțe de roșioare. Vom pune formaggio. Și mozzarella. Și vom merge cu ele la cuptor. Le vom pune la cuptor pentru 20 de minute.
rezultatul final. Vă invit la masă, o bunătate. Vă rugăm din suflet să dați un subscribe.